În mini-vacanța care urmează, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu va acționa zilnic cu peste 100 de polițiști în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor. Numărul polițiștilor va fi suplimentat în special în prima zi a lunii decembrie, atunci când se așteaptă o prezență numeroasă a giurgiuvenilor la manifestările dedicate Zilei Naționale a României. La activitățile din centrul orașului se preconizează că vor participa în jur de 5.000 de persoane. În această mini-vacanță, respectiv în perioada 28 noiembrie, 1 decembrie anul curent, media polițiștilor în fiecare zi va fi de 115, care vor acționa cu peste 60 de mijloace auto. Polițiștii vor fi de la toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, vor acționa în sistem integrat cu celelalte forțe și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Și agenții de la circulație vor veghea pe principalele artere rutiere, pe drumurile naționale și județene și în zonele cu trafic aglomerat. Pe linie rutieră, o medie de 29 de polițiști rutieri cu 8 aparate radar, care în funcție de condițiile meteo vor acționa pe principalele drumuri naționale, pe raza municipiului Giurgiu și orașelor Bolintin Vale și Mihăilești. Polițiștii de la rutier vor urmări depistarea șoferilor care circulă cu viteză sau se urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. De asemenea, se va acționa pe segmentul acordării de prioritate pietonilor și celorlalte mijloace de transport.